După 3 ore de audiere. Aproape, da, aproape 3 ore de audiere. Audierele soțului Alexandrei. Ce vă pot spune? Că audierele s-au făcut extrem de minuțios. Domnul inspector, polițistul, anchetator, extrem de vigilent, aplecându-se asupra fiecărui amănunt, de anumite noi avocații și spunem amănuntele câștigă sau pierd procesele. Sigur că ele sunt foarte importante. Tot astăzi a fost adus telefonul Alexandrei, a fost sigilat și pregătit în vederea expertizei informatice. Urmează încă alte 3 părți civile, probabil că va dura toată ziua audierea acestora. Urmează în celelalte zile să fie administrate și alte probe, mai mult ca sigur audiați cei din familia Alexandrei. Audierea doctorilor și a doamnelor asistente medicale va continua, nu știu cum va fi programată, dar urmează să fie chemați și doctorii. S-au făcut adrese către spital, ne spunea domnul inspector de caz că i-au venit adresele în care au fost nominalizați cei care trebuiau să fie în turele pe care le-a prins Alexandra în timpul în care a fost internată în spital. Tura 1 și 3, cred că despre aceste două ture este vorba. Deci vor veni și doctorii în curând la audier, pentru că știu că asta m-ați întrebat de azi dimineață. Îi așteptăm cât de curând. Sigur, agenda de lucru o face inspectorul de caz împreună cu procurorul care administrează ancheta. Nu s-a comunicat despre câte persoane ar fi vorba din rândul personalului medical care au asigurat cele două ture? Nu ne s-au spus nici numele și nici calitatea în care vin, de exemplu, dacă e manager, dacă e doctor, dacă știu eu, poate e un rezident, dacă e asistenta șefă, dacă e asistenta. Deocamdată știu că a fost audiată infirmiera și asistenta de pe din salon, din acea tură. Probabil că și asta vorbeam cu domnul inspector, că asta o vor să facă, să audieze întreg corpul medical. Dacă vor să culeagă informații de peste tot, va fi audiat tot întreg corpul medical. Dar sigur, se pleacă într-o spirală, plecând de la momentele acelea critice, cine trebuia să fie în salon, cine trebuia să-i acorde ajutorul, cui trebuia să îi se raporteze și tot așa până la managerul general. Deci este foarte bine că se doresc toate aceste informații. Cum decurge practic audierea? Sunt luate doar declarații scrise? Audierea este înregistrată, am fost înregistrați pe tot parcursul declarației. Sigur, ea se face, se ia în formă scrisă, dar suntem și înregistrați. Și înregistrați video și audio. Și bineînțeles că ni se dau pauze pentru lămuriri. Însă îl văd pe anchetator extrem de bine pregătit și extrem de interesat de fiecare amănunt, s-a întors asupra fiecărui amănunt.